trei lucru în pravă. În primul rând, România are o dilemă strategică care a fost, a avut tot timpul, nu e nicio surpriză. Secolul XIX a fost la junctură de trei empirii. Asta țaristă, habsburgice și otomani. Și toți au văzut pe România ca un spațiu de expansiune. Și din cauza ceasă, România trebuie să fie sau asimilat sau dispărat. În orice caz să ridic și să placă la zonă, să nu fie în spațiul care ei vor, să nu numai să treacă, dar și să absorbe. Din cauza aceasta, România a fost, așa șefii României, a fost tot timpul în căutare un sprijin. Și sprijin n-a fost în zonă, din cauza toată lumea în zonă, n-a vrut România să fie acolo. Atunci, probabil primul cel mai tare a fost Franța, care a fost un prieten destul de bun și tare până la primul război mondial. Dar chiar în timpul primul război mondial a fost o divizare acolo. A fost niște ofițeri de marcă francez care au fost devotat total cu aceste legăturile și cu sprijinul România. Dar au fost alți politicieni care au văzut că dacă ei fac o acomodare cu Rusia asupra România, ei vor câștiga niște lucruri. Și asta a devenit mai marcat opinia aceasta și a fost foarte strălucit arătat în timpul Mitterrand. După asta a fost niște încercări serios cu Anglia. Dar problema a fost că Anglia niciodată n-a fost interesată, a avut alte interesele în zonă. Grecia, Iugoslavia, nu România. Atunci a ajuns la Statele Unite. Și aici a fost un câștig dintr-o parte, din cauza că Statele Unite n-a fost în Europa și asta înseamnă că n-a avut un party free, n-a avut un gaul în Corsa. Și din cauza aceasta, dacă a fost primit și sprijin acolo, ar fi mai puțin interesat, așa, cu interesat din punct de vedere de efectele nocive după. Problema a continuat. Și a continuat prin război mondial pentru perioada de comunism și chiar astăzi. Problema este că statele mari din Europa trebuie să facă o acomodare cu Rusia mare, din cauza este mare și are un cuvânt foarte tare să spune în Europa. Aici problema pentru România este că ei încă trebuie să facă lucrurile ei însuși. Din cauza sprijin din afară în Europa, va merge numai așa de departe și sprijinul Statele Unite este în aceeași situație, că din cauza și Statele Unite trebuie să face acomodări cu Rusia. Dar e adevărat că dintre toate aceasta, cel puțin după mea, că un american perfect nepartizan, Statele Unite este mai apt să împinge în reacție decât Europa, din cauza toate felul de interesele, inclusiv furnizarea de energie și toate aceasta. Aici este o dilemă care nu poate să fi scăpat într-un mod așa cum vine. Și din cauza aceasta, povestea aceasta este tot timpul derulează în acest caz. A doua lucru care am vrut să spun este că problematică această expansiune imperialistă a capătat foarte devreme o justificare ideologică din partea așa comuniști. Și eu vreau să citesc ceva. Românii sunt un popor fără istorie, destinat să piară în furtună Revoluția Mondială. Ei sunt suportă fanatici ai contra-revoluție și vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor național. La fel cum propria lor existență în general, reprezintă prin ea însuși un protest contra un marețe revoluție istorice. Dispariția lor de pe fața Pământului va fi un pas înainte. Friedrich Engels, ianuarie 1848. Acum este mult mai bine cunoscut și de fapt am văzut o grămadă de studii care a apărut recent, recunoscând pentru prima dată că marxism a fost un program de genocid. Genocid împotriva clasele, care trebuie să dispară în luptă de clasă, dar și o genocid împotriva poporul contra-revoluționar. Și aici, baza aceasta a fost foarte importantă. Mi se pare că dumneavoastră știți destul de bine că și Lenin și Stalin a fost cititori foarte atent la orice care a fost scris de Marx și Lenin. Și a intrat acolo aceasta și chiar Stalin a comentat asupra acest pasajele foarte des, sau destul de des.
Numai că această clasă de popor contrarevoluționar din fire a fost împărțit și cu alții. În studiile aceasta a fost numită nu numai românii, dar și slav din sud. Mai târziu a fost o reconsiderare pentru ei din cauza rolul jucat de George Dimitrov la Comintern, de Boris Stepanov, de Rakovski, Christian Rakovski. Ei a fost iertat, românii nu. Și din cauza aceasta, acest proiectul din Imperiul al Comintern e foarte ușor de înțeles. Din cauza n-a avut nimic de fapt cu legăturile de minorități cu așa, majoritate locală cu o altă țară. Ei au vrut românii să fie tăiat în bucăți. Dar sărabii să merge la Bolșevică, Transilvania la Ungarie și Dobrogea la Bulgarie. Și în niciun dintre acestea zonă a fost o majoritate din țarele în care trebuie să merge. Toți au avut o majoritate în România sau, în cazul Dobrogea, mi se pare, a fost așa de investigată. În orice caz, n-a fost o formă reală. Și politica aceasta a mers prin toate perioade, de la înființare Comintern până la 43. Nu a fost schimbat nimic cu asta și, de fapt, politica a rămas foarte dur pe acest linie în care interesele imperialiste a fost translat cu o justificare ideologică care a rămas pentru un timp foarte lung și după asta a fost folosit ca un fel de punct de presiune. Problema pentru Uniunea Sovietică după al doilea război mondial, în legătură cu România, a fost foarte, foarte serios. Și aici este unul dintre puncte de vedere, sau unul dintre puncte de dezinformare foarte reușit în Statele Unite, cel puțin. Prin toate perioada de, așa, cel puțin de la anii 70, când am intrat în problematică, până la 89, a fost o gândire că Uniunea Sovietică n-a făcut invazie în România în 68 din cauza n-a fost important, a fost lipsit de orice importanță strategică. Și aici a fost o logică frumoasă, toată logică, a fost perfect. Ei n-a făcut invazie din cauza România a fost lipsit de orice importanță strategică. Și cum noi știm asta? Din cauza ei n-a făcut invazie. Și aici chestia, niciodată n-a mers mai departe de o gândire militară foarte restrânsă. A fost clar că Statele Unite, în perioada războiului rece, a fost foarte preocupat cu acest posibil ciocnire militară. Și din cauza aceasta, toate forțele Statele Unite au fost pe o abordare, un conflict convențional la full de gap. Așa, exact pe graniță între Germania de Est și Germania de Vest, care a fost mult mai spre vest decât problematică în zona aceasta. Problema în Kiev, în Kremlin, la Kremlinului, a fost puțin altceva, de fapt, departe altceva. Din cauza ei a avut, în tot timpul, ei a avut o preocupare pentru menținere de acest bloc sovietic, de acest imperiu sovietic. Și problema cu România a fost, așa, n-a fost numai pe plan militar, a fost o problemă să mențină acest țările sub control. Problema României a fost important, din cauza dacă România a plecat, ei vor pierde Bulgaria. N-a fost nicio legătură numai prin Ers sau prin Marea Neagră cu Bulgaria. E posibil să rețin Bulgaria pentru 10 de ani după asta, dar numai la un coșt enorm pentru ei. Și asta a fost o mare problemă din cauza presiune înăuntru Bulgaria ar fi extraordinar. Din cauza, n-a fost o gândire în care România va pleacă de la Pacea Vașovie la Nicăieri, de fapt care se pare a fost planul Ceaușescu în anii 80. Tot timpul, chiar în 89, sovietici a crezut că România nu numai va pleacă, dar va realinează cu Occident, chiar cu NATO. Și că dacă i-a făcut asta, care este adevărat, ar fi toate felul de asistență îndrumați spre România. Și dacă asta a fost cazul cu resursele locale și cu astfel de legăturile, viața în România va crește mult mai repede decât zona din Pacea Vașovie. Și cum poate să rezistă Bulgaria dacă România au o viață mai bună, turcii, Grecia, amândoi deja din partea NATO, și Iugoslavia va fi pus într-o situație mult mai dură, din cauza a fost o competiție în care Iugoslavia, chiar este descris de la documentele Iugoslavia în carte, ei a înțeles de la 63-64 cel mai târziu că ei a fost într-o competiție cu România pentru legăturile cu Statele Unite. Și pentru Belgrad, ei a crezut, e foarte clar că ei a crezut că puterea lor să stau în față de Uniunea Sovietică a fost bazat de legăturile special ei a avut cu Statele Unite. Și din cauza aceasta a fost
pentru ei foarte important să aibă o legătură mai strânsă decât România. Dacă România va reliniază în direcția aceasta, atunci Iugoslavia va fi chiar mai puțin socialistă și mai aproape de Occident, numai ca o contrapondere acolo pentru ei să mențină poziția. Dar mergem mai departe. Deja în 68 e clar de la documentele din KGB care a venit nu numai din arhivele Mitropin, dar și a fost găsit de alți cercetători ca Mark Kramer în Rusia mai târziu. A fost o mare problemă în Moldova când România a avut un status de ca un act internațional independent. Imediat, populația moldoveni a reclamat pentru un alfabetul lor, pentru o stare mai normală în reprezentare politică, că ei a fost scos foarte, foarte mult, foarte puțin a ajuns la politica acolo. Și asta a creat o grămadă de problemele acolo. Nu numai acolo în Moldova, dar și în Ucraina, unde a fost cel puțin sute de mii de români. Mai departe, până atunci, așa, până perioada 68, cel puțin, a fost folosit ca o unealtă foarte efectiv, ca un obiect de presiune asupra României, Transilvania. Și aici a fost populația ungară. Dacă România va relinează și dacă nivelul de viață va crește în România, atunci asta va deveni o obiect de presiune asupra Ungariei și nu numai acolo, dar și asupra Slovaciei, în care au fost cam 600 de mii de maghiari. Așa, niciunul dintre ei va fi foarte, cum se spune, bucuros cu ideea că ei au rămas în lagăr numai să aibă o viață mai proastă decât ei care au plecat. Și a fost, prin toate documentele din Stase, e clar că problema numărul unu a fost acest răspândire de infecție națională independentistă. Nu numai acolo, ca în Cehoslovacia în 68, dar și în Polonia și în Ungaria, unde populația a vrut altceva și a avut această tendință, dar și în Stările Baltice. A fost un fel de coșmar pentru ei, plecarea în România. Și din cauza aceasta, de la 62, a fost spus de fiecare lider acolo. N-am găsit asta pentru Gorbaciov încă, dar a fost spus de Hrușciov, de Brezhnev, de Andropov, de Cernenko, că România nu trebuie să placă de locul. Și din cauza aceasta e adaptat această politică de discutare și blocare. Pe o parte, să izolezi România de la aliați sau partener occidental și să creează o altă imagine despre România. În loc să fie împotriva armament în Europa, România trebuie să caută armament în Europa sau trebuie să caută să dezvolta o armă nucleară. Și în loc să fie potrivă orice fel de intervenții militare între alții, România trebuie să fie cel mai mare avocat din acest fel de intervenții, care a devenit foarte clar în 89. De fapt, deja noi suntem în Valea Moldova. Este o premieră puțin. De la martie până la iulie 89, a fost o mare campanie de la Budapest să spun că România a mișcat trupele la graniță și că a fost cadavrele fiecare zi în Riu Tisa și au fost amenințări direct asupra Ungariei, că de fapt ei au calcat niște arme nucleare să folosească împotriva Ungariei și asta a fost pus în presă, s-a părut în Der Spiegel, s-a părut în La Republica Italia, peste tot a apărut asta și a fost vorbit public și la Radio Europa Liberă de Matei Soros, care a devenit președinte Ungariei, Rezo Nyers, care a fost șeful de reformă economică, Gyula Horn, care a devenit și ministrul de extern și prim-ministru, Ralf Csabataby, care a devenit șeful de diaspora. Și a fost distrus total din cauza ei intrat într-o zonă, unul dintre puțin zone, care Statele Unite chiar a știut despre ce a fost vorba. Problema din toată perioada aceasta este că Statele Unite n-a avut surse de informație umană în zonă. Noi am avut sateliți. Și cu sateliți poate să văd numai lucrurile largă și metală. Și noi am știut exact ce a fost cu armamenți și din cauza aceasta niște cercetători au distrus argumentul aceasta. Asta a fost în iulie 89. În august 89 a fost ales guvernul Mazovețchi, așa, guvernul Solidaritate în Polonia. Și Ceaușescu, cu comunismul lui, a fost foarte împotrivă cel Solidaritate. A fost o amenințare foarte mare pentru el. Și din cauza aceasta a fost reciproc. Așa, Solidaritate n-a avut nicio iubire nici pentru el. Normal. Dar Mazovețchi, care a fost unul dintre oameni care a căzut în aceeași categorie ca Hans Modrow, pregătit de KGB de la documentele
pentru să fie unul dintre reformistele care vor fi și pentru românire trupele sovietice în zonă. El a fost un campion din asta. El a spus peste tot că Ceaușescu a intervenit pentru intervenții militare împotriva ei. Și asta a fost răspândit la fiecare conferință și seminar în care Mazăvețchi avea și a fost foarte credibil. El este șeful de guvern necomunist, primul guvern necomunist din zonă, care a fost realement necomunist. Numai că Popescu n-a avut nicio bucată de realitate cu asta. Chiar noi avem documentele cum în care Ceaușescu a vorbit cu Gorbachev și a spus că noi știm că tu ai foarte multă influență la Varsovia. Adică el a avut o frică foarte tare că Polonia va fi pierdut pentru comunism. De fapt, el a avut dreptate, din fericire. Și ea a spus că din cauza aceasta noi vrem și Moscova să intervină acolo și a subliniat atunci, nu pe linie militară. Aici a fost ceva care niciodată n-a schimbat, dar a fost schimbat în acest program de dezinformare. Și al treilea lucru, am uitat total, dar se poate fi într-o vorba, va aduce, eu voi documente. Mulțumim frumos, domnule profesor, și în context, deci ascultăm pe cei prezenți aici, dați-mi voie să dezvolt o întrebare, ca să nu pierdem timp, în cărțile diferite de lectura la istoria culturilor de stat, se sublinează undeva un fapt, pentru că nu știu, în America, deci în acel context, a intervenit într-un moment în decembrie 89 Federicii Ceaușescu cu posibilitatea Uniunea Sovietică. Da. Da. Asta este. Este asta cu pe 23-24 decembrie 1989. Da. Ok. N-am să fac curată cu asta. Nu pot să dau foarte mult. Dar eu pot să dau o context în care eu înțeleg despre ce a fost vorba. Toate documentele din Stase și din KGB care a ieșit în față până acum a fost foarte interesant din cauza ei a început în 83 să facă o recenzie sau o evaluare foarte atent la ce a fost reportat la informații americane și engleză și germană. Atunci, n-a fost numai despre România, dar a fost despre ce a fost recepționat de ei. Și aici a fost din cauza ei a vrut să controlează și pe asta. Și partea americană a fost foarte preocupat că Ceaușescu va fi înlocuit și politica lui. Așa, el a fost o problemă, din cauza acest plan intern, n-a fost nicio problemă, nicio posibilitate pentru globalizare, care a fost necesar și Statele Unite a primit o delegație în 89, aproape fiecare lună. Să convinge că ei trebuie să facă o împărțire de putere, din cauza noi am vrut să sprijine acest politică externă și politică, politică externă și de securitate și să înțelege cât de important asta a fost. În mijlocul Revoluției, așa, de fapt, chiar înainte sau chiar pe anunț că Ceaușescu a fost executat, Simon Perez a spus în fața lumii, așa, singur șeful de stat atunci, sau prim-ministru care a spus asta, el a spus că din afară de tipul de tiran că Ceaușescu a fost înăuntru, noi, israelieni, nu poate să condamnăm pe el din cauza de plan internațional, el a fost un om de pace. Aici a fost, de fapt, o greșeală. N-a fost o greșeală care a fost un om de pace, numai a fost o greșeală că el a fost omul care a făcut asta. Aici a fost o politică românească necomunistă care a învărit de la, nu numai din perioada de rebelă, cât din cauza și a fost înainte de asta, înainte de bourgeoisie. Asta, de fapt, a fost politica românească în care el a câștigat sprijin din popor, nu pentru comunism, dar pentru o politică, de fapt, care a pus România pe hartă, a făcut România un actor în loc să fie un obiect. Și a fost făcut de asta nu de la el, dar la alții, ci el, în special Bonara și Maura, amândoi, care a fost învățat la nivel universitar, sub regimul regală, ei a înțeles foarte bine. Și asta a fost foarte important. Această politică, americanii a vrut să salvează această politică și n-a vrut România să merge spre est. Așa, pe o altă parte, a fost o chestie în care sovietici a vrut să schimbă politică. Dacă Ceaușescu a fost gata să schimbă politică, ar fi bine, ar fi perfect. Numai că e clar că n-a fost posibil să schimb cu el acolo.
Dar și cu asta ei a câștigat foarte mult, because când ei a vorbit despre liberalism, tot timpul a s-a părut că ei a vrut o liberalizare în România care ar fi lăsat și românii să meargă unde ei a vrut. Și aici a devenit, la lucrurile a devenit foarte complicat și din cauza de 1989 este așa de complicat. Nu este un răspuns, ci un răspuns. Și n-a fost un Moscou atunci, a fost Moscova, așa, a fost ei din GRU, care a fost împotrivă, Gorbachev la Moscova, și aici a fost împotrivă perestroichist și GRUs, care a fost două echipe care a luptat în diferite fel, niciunul pentru interesele pur românesc. A doua lucru legat cu asta este faptul că noi am știut foarte bine de, despre această legătură care noi am făcut, un fel de operațiune clandestină prin fratele lui Nicolae Ceaușescu, prin general Ilie Ceaușescu și Marin Ceaușescu, în 1978. Și asta a fost, după 4 ani de coordonare, chiar a fost un, a fost un acord formal semnat între armatele americane și române, și mai mult pe plan informațional. Și din cauza aceasta, România a achiziționat în ghilimele niște tehnologie militară sovietică, destul de sofisticat, de la de aliații sovietici și mai mult de la țările clienți a sovieticilor în Orientul Mijlociu și a dus în Statele Unite. Și din cauza asta a mers de la 79, primă vapor a ajuns în Statele Unite în iulie 79, la statul meu, New Jersey. Și a mers până la decembrie 89. Și aici a fost o chestiune în care și Ilie Ceaușescu și Marin Ceaușescu și familiile lor a avut garantat deja asylum în Statele Unite dacă ei a ajuns. Marin a ajuns cu gâtul stricat într-o așa, lucruri foarte neelucidat. Și acum este studii de autopsie, a dispărut în Austria aproape din ea. Și pe partea cealaltă, noi din Statele Unite, noi am știut că, de fapt, operațiunea aceasta, chiar dacă n-am fost informat Comitet Central, a fost aprobat de Nicolae Ceaușescu. Și aici, din cauza acestei politică de externă și politică de securitate, noi am vrut să dea o șansă lui, aceeași fel de șansă noi am dat Marcos și Noregă și alte lideri care noi am sprijinit și după asta noi am devenit foarte embarasați din cauza sprijinului.